Care e piesa ta preferată a celor de la Holograf? Ți-am dat un inel. Eu știu că și piesa lui Iubi. A, nu știi care? Mai este. Stai că voi... Care era la nunta voastră? Ai dansat pe... Hai, adu-ți aminte, Eugen. Banii vorbesc. Da, dragostea mea. Toate sunt bune. Dar toate orice piesele, cum piese de la Holograf, toate piesele echip, faine, și da. Orice piesă are cel puțin 100 de asta cupluri. Cu banii vorbesc, tot e bună. Care s-au îndrăgostit pe melodia asta. Așa e și am înțeles că a fost o nebunie frumoasă la concertul celor de la Holograf, care a fost la Palatul Național, pentru că da, Holograf e una dintre cele mai îndrăgite trupe rock de muzică din România și revine la Chișinău cu drag de fiecare dată. Desigur că prima oră n-a ratat ocazia și am discutat noi cu solistul formației Dan Bittmann despre cariera sa de peste 40 de ani. Despre separarea de mama copiilor, săi că tot s-a discutat în presă, despre colaborarea recentă cu interpretul nostru Arseniu, cu Avrei. Apropo, săptămâna aceasta urmează să filmeze și un videoclip a piesei. Adică se întâmplă lucruri, fraților, și noi am aflat detalii. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine. Bine ați venit la Chișinău. Să știți că în primul rând pentru mine este o mare onoare, dar și un vis îndeplinit să realizez acest interviu cu dumneavoastră. Și vreau să știu în primul rând cum ați reușit să mențineți interesul publicului timp de 40 de ani. Nu știu, cred că în primul rând nu ne-am bătut joc de meseria asta și am fost sincer cu ea, ne-a plăcut să cântăm, ne-a plăcut să fim împreună, noi cei cinci holografi. Ați avut vreun moment extrem de dificil pe scenă? Da, am avut un moment extrem de dificil, la un spectacol holograf, scena a fost făcută foarte prost și nu mi-am dat seama și am călcat în gol și am căzut de la aproape 2 metri și mi-am spart nasul de la niște grilaje de astea de fier care au căzut pe mine și mi-am rupt mâna în cot aici și m-a ridicat un bodyguard, m-a împins în scenă, curgea sângele pe față, m-au stropit cu ceva apă și hai să cântăm. Veniți des la noi în Republica Moldova, atât la concerte cât și la evenimente private. Ați reușit să înțelegeți la ce piese reacționează cel mai mult publicul nostru? Păi cât de departe asta, sigur reacționează foarte bine la Să nu-mi iei niciodată dragostea, la ochii tăi, inelul. Mă mir că totuși publicul tânăr știe de holograf și știe de noi și chiar am avut surpriza să, plăcuta surpriză, să văd că ne cunosc încă oamenii. De ori să te iubesc, ca să mă crezi, de câte ori să te visez, ca să mă vezi, de câte ori să te aștept. Știu că ați colaborat cu Arseniu. Vreau să știu cum a început această colaborare și cum a fost. Pentru mine a fost o mare surpriză, pentru că Arseniu îmi cântă fabulos, fabulos. Eu îl știam de la Maia, nu. Uitați tot ce a știut despre el și o să vedeți un nou Arseniu care cântă rock, care are o voce formidabil de puternică, care cântă extraordinar de bine și, sincer, felicitări Arseniu și sper să placă piesa. Totuși, dacă am această ocazie, nu pot să vă rătesc și să nu vă întreb un pic și despre viața personală. Cumva eu întotdeauna îmi imaginam că un om care cântă atât de frumos despre dragoste și cântă dragoste atât de frumos nu se va separa niciodată de soția lui, bine că nu ați fost căsătoriți. Da, n-am fost. Cum e posibil acest lucru? Este pentru că în timp, din păcate, câteodată relațiile se erodează și oamenii se mai schimbă sau nu neapărat oamenii, ci situațiile în care sunt puși. Se întâmplă ca oamenii la un moment dat să nu se mai regăsească unul în celălalt. Noi am fost aproape 29 de ani împreună. Bine, cei mai buni au fost 25, dar în fine, hai să zic 29 până când ne-am separat. Dar asta e, eu mă bucur că rezultatul iubirii noastre sau a legăturii noastre sunt cei trei băieți pe care i-am făcut împreună, care sunt frumoși și acum au crescut. Ați declarat în mai multe interviuri că greșelile din relațiile pe care le-ați avut vă aparțin. Ce greșeli nu ați repeta dacă ar fi să o luați de la început acum?
Nu știu dacă n-aș repeta vreuna din ele, pentru că așa e firea omului. Adică până la urmă noi ne tot amăgim cu faptul că dacă ne-am reîncarnat și am luat-o de la zero, am fi alți oameni. Nu, până la urmă genetica își spune cuvântul și asta e, fiecare e în felul lui. E adevărat că se pot repara foarte multe din greșeli. În primul rând trebuie să încep prin a le recunoaște. Și după aceea, după ce le recunoști, să vezi dacă poți, într-un timp de, să le corectezi. Da, deja e cam târziu.